Așadar, iată-ne din nou împreună, Marioca. Ca de fiecare dată, eu știi bine, mă bucur foarte tare pentru că chiar îmi umplu ziua într-un mod plăcut. Gândindu-mă că aseară tu m-ai ajutat așa și am și stat de vorbă și cu Ana. Nu știi ce probleme trăsnit a avut Ana. Ai văzut-o, ai auzit câte ceva acolo, nu? Cât de cât și n-am înțeles absolut Da, nimica. trăsnite, trăsnite, da, trăsnite. Așa, vezi, cât putea să-mi explice, cât înțelegeam eu, foarte greu ne-am înțeles, dar până la urmă ne-am înțeles, mai la sfârșit eram chiar foarte, foarte bucuroși. Ce să spun? Nu știu ce să fac astăzi așa, n-am așa încerc. Dar să vedem, știi că ți-am dat eu să faci niște calcule acolo, sper că le-ai făcut, nu? Din cele care ți le-am dat. Cât ai făcut, Mărica? Am început tema cam târziu. Cam târziu. Ai reușit să faci cele 10, cum ți-am spus? Sau nu încă? Nu. Ei, o să le completez. Dar uite ce îmi vine în minte acum, mie, o chestie. Știi că prima dată am văzut filmulețul postat pe internet, acela foarte frumos. Foarte frumos. Mihai? Lecția aceea minunată, prima lecție care am făcut-o Ah. noi, da? Este pe internet, l-am văzut și pe Mihai, este superb, E superb. foarte haios. Ce șmecher este acolo, Păi ce. nici nu arată, parcă nici nu e atent. Așa, pare foarte distrat el așa. Știi de ce? Că el face cu plăcere, foarte multă plăcere. El nu se, parcă nu se întrebuințează, dar să nu crezi Păi nu, tu. așa gândește el. Așa, parcă se joacă în timp ce gândește, ca și cum, asta e o treabă. Cumva nouă, ai văzut cum răspunde acolo, da? Bun, așa o să Cred că facem e și nouă. noi. Da? Este nouă. Bun, uite cum... Am să încerc, parcurgerea lecția aceea când am făcut-o era așa. Am găsit noi niște formule, ai dat un număr, nu mai știu eu ce număr la întâmplare ai dat tu. Ia dă din nou, tot dintr-un număr. Dă-l 4826. tu. Cât? 4826. 4.800. Și nu se vede sus tabla. Cum se vede? 4.827. Acum da. 6. E bine, nu? Da. 4.827. 6. 6 și 6. Bun. 4.826. Și ți amintești că am încercat noi să găsim, să-l împărțim la 4 și să găsim restul, nu? Da. Parcă așa am plecat aici. Și m am găsit tot felul de formule, toate interesante, foarte interesante. Parcă restul ne dăduse doi la împărțirea asta. Da. Așa, dacă mi-am desc în lecții. Bun. Hai să încercăm la 3, mă. Hai să vedem dacă ăsta se împarte la 3. Nu la 4, ci la 3. Să vedem ce se întâmplă. Deci să împărțim la 3. Și restul ne așteptăm dacă punem problema împărțirii la 3. Bine. Ce resturi avem de așteptat? Resturile, ce numere pot să fie? 0, 1, 2. 0, 1 și 2. 0, 1 și 2. De acord, America. Hai să începem împărțirea, să vedem dacă ne dă unul din resturile acestea. Bine. Începe? 3 din 4 e corect? Nu, 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 nu 3 din 4. Pronunță 4 din 4. corect. 3 în 4. Când zici din 4, parcă faci scăderea. Spune Ah. așa, 3 în 4 se 3 în cuprinde 4 odată. odată. Așa. Vorbește, vorbește, condumă. Da. Unor 3, 3, ca să înțeleagă toți. 3. Da. 1. Da. 1 în 3 nu se poate. Nu, nu, nu coborâm pe următoarea cifră. Deși e bun Păi da. restul, da? Și 18, 1, 3 3 nu în se poate, 18. deci coborâm următoarea cifră. Aia mă referam. Așa. 6.
Da. Hai, vorbește. Vă pun pe 2. De 6, du-mă că eu rămân în urmă. 6 ori 3, 18. Da. Egal. Acum coborâm 2. Da. Nu se poate. Așa. Coborâm pe 6. Da. Dar dacă nu se poate, da, avem voie să coborâm pe 6 imediat sau ce trebuie să fac acum? Poftim? Pui 0. Așa, Măriuca. Dar de fapt zice una, 3 în 2 merge de 0 ori. Așa spune. Ca să înțeleagă prietenii noștri. 3 în 2 merge de 0 ori. Și coborăm pe următoarea cifră, 6. 3 în 26. De 8 ori. 8 ori. 8 ori 3, 24. 24. 2. Rest 2, da? Deci am dat 1608, rest 2. Corect. Și din teorema împărțirii cu rest știm bine că... E corect. Deci este un rest. Este un rest bun, este sub... din resturile acestea, da. Restul trebuie să fie mai mic decât împărțitorul. E corect. 2 e mai mic decât 3. Și acum, teorema împărțirii cu rest spune așa, de împărțitul, adică 4826, deci 4826, da, este egal cu, vorbește tu. A. 4826. Formula, scriu? Da, de cu cine este egal? Ca probă, știi bine. Este egal cu împărțitorul, în cazul nostru, cât este? 3. 3. Ori cât? Ori 1608. Da. Plus 2. Îi putem convinge pe prietenii noștri că așa este și că n-am greșit dacă facem înmulțirea asta, 1608 ori 3 și mai punem un 2 și vedem că este exact rezultatul acesta. Hai să facem. 1608 ori 3. Hai, vorbește tu. Vorbește continuu. 3 ori 8, 24. Da. 4, ținem 2 în minte. 3 ori 0, 0 plus 2, 2. Puteam spune, știind că vine 0, puteam spune deodată 24. Știi de ce? Că mai pierdem timp. Deci bine, câtă vreme vezi că apare 0 următorul la mulțire, poți să spui 3 ori 8, 24. Că ai și făcut 3 ori 0, ai și pus, ai adunat cu 2-ul. Ca mărim ritmul. 3 ori 6. 3 ori 6, 18. Aha. 8, 1 în minte. Da. 3 ori 1, 3 și cu 4. Și cu 1, 4. Așa. Plus 2-ul. Se adăugă și 2-ul restul. 2. 6, 2, 8, 4. 4826. Ce spuneți, prieteni dragi? V-am convins acum că am făcut o treabă bună, conform teoremei împărțirii, nu? Da. Algoritmul acesta l-am respectat bine și n-am greșit nimic pe traseu, pentru că am făcut proba. De împărțitul, nu? De împărțitul, egal cu împărțitorul oricâtul, plus restul. Vreau să te întreb, Măriuca, cât ar fi trebuit să fie de împărțitul, ca împărțirea să se facă fără rest, să fie exact. Să nu mai dea 2. Deci cât crezi tu că ar fi trebuit să fie numărul cel mai apropiat de 4826, mai mic decât el, dar să nu mai dea restul 2?
Când ai coborât aici. 4823. Așa te gândești, și 3. Dar știi că ultima dată noi îl coborâm pe 6. În algoritmul de împărțire, la un moment dat l-am coborât pe 6. Da. Dacă în loc de 6 ar fi fost cât? În clipa în care făceam înmulțirea, 8 ori 3, 24. Deci să nu fi fost 6, ci să fi fost aici 4. Și atunci împărțirea se face exact. Deci cu 2 mai puțin. Ăsta e restul. Ăsta e restul care ne-a fost cărat la sfârșit aici. Atunci ar trebui 4824. Ăsta se împarte exact. Hai să-i convingem pe prietenii noștri. Repetăm încă o dată și sigur se va întâmpla așa. 4824 împărțit la 3. 3. Odată. Deci odată. Hai, vorbește. 6. Deci 1 ori 3, 3. Da. Vorbește, că de la început, că eu rămân în urmă. 3, 3, tragem linie egal cu 1. Da. Coborâm 8. Da. Șasele 3 egal cu 18, deci... Așa, 6 3 cu 18. Gândim așa, 18 împărțit la 3, am avut baftă că merge foarte rapid. Și acum coborâm 2. 2, da. Nu se poate, deci... Adică se poate. De 0 ori. Se poate, că 3 în 2 merge de 0 ori, așa să ne obișnim să spunem, ca să nu cumva să greșim. Coborâm 4. Da. 24 împărțit la 3, 8. 8. Cum era de așteptat? 8 ori 3, 24. Le spunem, prieteni dragi, vedeți cum am făcut o mică modificare? În loc de cifra 6 de la unități, am pus cu 2 mai puțin exact restul care mi-a rămas, nu? Care avea să fie la sfârșit. Acela am renunțat la el și iată că 4824 se împarte exact la 3, fără rest. Da? Deci cum ar fi scris acum? Nu mai punem plus 2, zicem 4824, tu vorbește. Este egal cu? Este egal cu 3 ori... 3 ori, corect. 1608. 3 ori 1608. De acord cu asta. Deci vezi, nu mai punem, ar trebui să pun plus 0. Ei, Măriuca, când se întâmplă așa ceva, când facem o împărțire și nu mai obținem, și obținem restul 0, numărul ăsta, împărțitorul ăsta, care asigură împărțirea exactă, se cheamă divizor. Ia scrie în cuvinte tu. Deci împărțitorul care asigură o împărțire exactă, în cuvinte, împărțitorul, împărțitorul care conduce la o împărțire exactă, adică o împărțire fără rest. Asta înseamnă, da? Împărțire fără rest. Se numește, cum am zis că se numește? Divizor. Divizor, sigur că da. Se numește divizor. Divizor. În cazul nostru ce putem spune? În cazul nostru putem spune că cine este divizorul lui 4824? 3. Da. Deci în cazul nostru spunem 3. Scriem în cuvinte, 3 este divizor pentru 4.000
824. Deci este un divizor, 3. Matematic, nu scrim în cuvinte așa tot tipul. Este divizor, nu știu, matematic se scrie așa. 3 se divide cu 3 puncte, punem. Nu. 3 îl divide. Atenție, imediat. Deci 3 îl divide, o punem așa o linie. 3 îl divide pe numărul 4824. Deci 3, o bară așa, un pic oblică, 3 îl divide pe 4824. Sau, o altă formă de scriere, este asta, că 4824 se divide, punem 3 puncte, se divide la 3. Adică asta înseamnă că se împarte exact, dar cu 3 puncte. Deci așa scriem matematic. Deci... Cumva divizorii lui 6 sunt 0, 1, 2, 3? 1, 2 și 3 și 6. Și chiar 6. Și el însuși, nu? Hai, da. Uite ce, mi-ai luat-o înainte. Vezi ce frumos ai percutat, ai și văzut repede. Adică 6... La cine se împarte exact? Și ai spus bine, la 1, la 2, la 3 și chiar la 6. M-a învățat, tati. Ai, fain de tot. Așa, hai să scriem într-un fel. Hai să acceptăm să-i scriem într-o mulțime. Așa și, dar am uitat cum se zice, dacă există, cum se zice la numere care nu sunt divizori. O să încercăm să ne gândim cum se zice. Că acum, pe moment, am uitat și eu, dar sper să-mi amintesc. Întâi se scrie. Uite așa vă spunem. Divizorii lui 6, de indice 6, egal și mulțime, o să discutăm o dată și despre mulțime, mulțimea lor se pune între două acolade. Adică elementele, cei care, la care ne referim, îi punem așa. Și voi vorbi într-una din lecții și despre mulțime. 1 și 6 îi pun cu roșu 1 și 6 că ăștia sunt cheamă divizori improprii, adică 1 și 6 orice număr, pe el pe 1 și pe el însuși orice număr îl acceptă, nu? Ca divizor. Se cheamă divizori improprii. Divizori improprii. Improprii. Și ai spus tu foarte bine, 2 și 3. 2 și 3. Că dacă ăștia sunt improprii, ăștia se cheamă proprii. Proprii. Da? Bun, Măriuca. Hai să mai luăm un alt număr. Te-ai gândit la 6 foarte repede, că ai putut vedea instant. Hai să luăm pe 3. Pe 3? Da. Ok. 3. 1 și 3. 1 și 3. Sigur că da. Deci divizorii lui 3 sunt doar aceștia. 1. Sunt improprii. Asta-i. 1 și 3. Nu mai am nimic în plus. Atât. Pe 1 și pe 3. Ei, da. Astfel de numere care nu au alți divizori decât pe cei improprii, se numesc numere, ai întrebat-o adineauri, număr prim. Prim. Ah, ok. Da? Ți-am amintit? Prim. Prim. Număr prim. Să ai și tu niște culori și să faci așa pe caițelul tău. Ca să rămână așa perfectă lecția asta. Deci, cine este număr? Primul nostru număr prim pe care l-am descoperit este 3. 3. Am sărit pe 2. Nu putem să luăm și pe 2? Hai să luăm și pe 2. Ok. Deci să zicem divizorii lui 2. Divizorii lui 2. Da. Sunt. 1.
și 2. 1 și 2, sigur că da. E prim. E și el prim. Sigur că da. Foarte bine. Și el este tot număr prim. Divizorii lui e 4. Nu e prim. Nu e prim. 1, 2, 4. Deci, 1 și 4 se pun pe primul loc, da? Că sunt, n-are importanță ordinea într-o mulțime, să știi. Și la sfârșit să-l pun și pe 2, cu o altă culoare. Ca să... Da, uite că fac așa, ca un reflex prost. Și respectiv 2 și iată că tu ai spus foarte bine că ăsta nu mai este prim. Singurul număr prim pe care l-am găsit deocamdată, numerele prim pe care le-am descoperit noi, sunt acestea. 2 și 3 din studiul nostru, da? 2 și 3. Bun. Eu am să le scriu așa, aceste numere, că par mai interesante aceste numere prime. Și să fac aici, pe prima linie, să le pun pe toate numerele prime pe care le descoperim în studiul nostru. Deci, 2-ul, deci să zic așa, numere prime. Numere prime. Două puncte. 2-ul, 3-ul și să continuăm studiul. Hai să luăm cine ar veni la discuția noastră. Cine ar intra în discuție? 5-ul. Ok. 5-ul. Ce fel de număr este, după părerea ta, ca să nu mai pierdem timp? Este număr prim. Prim, sigur că da. Și pun aici. 2, 3, 5. Nu toate numerele impare sunt prime. Nu toate. Nu toate numerele impare sunt și prime. O să vedem. Deocamdată, iată, pe 2 l-am găsit, care este par, 2, și este și par și prim. Mergem mai departe. 6. 6 parte l-am discutat. 6 este număr de care? Este număr... Ai spus tu foarte bine. Are divizori, care pe 2, pe 3. Are divizori. Da. Deci nu e prim. Deci nu-l pun în lista asta de sus. Bine. E neprim. Nu există. 7. Nu e, e prim. E prim, sigur că da. Foarte bine. Când are decât pe unul și pe el însuși. Următorul. 8. Nu e prim. 8. Nu e prim. Care divizori? Hai să-i scrii pe el. Ai divizorii lui 8. Deci divizorii lui 8, de indice 8, ar fi următorii. Încep cu 1 și cu 8, 8. Care sunt numere, sunt divizori, cum am spus. Divizori? Prim. Divizori improprii. Improprii. Improprii, da? Adică improprii, că unul și el însuși fiecare da. Număr acceptă. Și apoi și, alții... Și divizorii proprii da. Sunt 2 și 4. 2 și 4, corect. Foarte bine. Divizorile 9. Nu e prim. Nu. Nu e prim. 1 și 9 sunt improprii și dacă mai are ceva în plus? 3. 3, sigur că da. Ăsta e divizor propriu. Propriu. Da. Continui cu 10. Nu este impar, dar nu e prim. Da, iată 9 este impar, dar nu e prim. Au fost 3, 5, 7. Dar iată că 9 strică socoteala. Deci alarii nu pot trece și în rând cu numele prime. 10. 10 nu e prim. Nu e prim, are pe cine? 12-5 în plus. Aici 12-5 în plus. În plus, față de 1 și în proprii. Are divizor proprii 12-5. Ai zis bine, nu mai pierd timpul. Mergem la 11.
E prim. Are, divizi- are doar ah. divizori. Ah, da, ai proprii. Dreptate. Nu are decât pe unul și pe el însuși. Mai să nu fii Mihai pe lângă tine, că asta fură. Nu e. Fură ideile. Am închis ușa. Da, noi, noi discutăm aici, muncim și el să ne trezim că de seară, după ce stau așa, dacă îl întreb, începe să spun el. Așa, mergem mai departe. 12. Divizorii 12. Da. Divizorii lui 12 are divizori 1 și 12 improprii și dacă improprii mai improprii și proprii. Care doi, sunt? 2 6 6 3 3 4 4 mai și atât. Și gata. E bine, 2, 2, 6, 3, 4, deci nu are importanță ordinea. Importanță îi punem pe, într-o mulțime, bine. Nu are importanță ordinea. Bine. Divizorii lui e 13. E prim. 13 prim, sigur că da. Mai departe? 14 are divizori proprii. Are divizori proprii. 2 și 7, da? 7. 7. Deci nu-l mai pun. 13, 14, 15. 15... Nu e prim. Nu e prim. Care pe cine? Proprii. 3 și pe 5. 3 și 5, sigur că da. Și le împar și nu e prim. Este exemplu de număr impar și iată că nu-i prim, are divizori. Vezi? 3, 5, 11, 13. Deci, nu o să găsim niciun în afară de 2, care e par și prim. Încolo de acum așteptăm mai numele impare să fie prime. Printre numerele printre numerele impare, toate care se pot forma, se află și cele prime. Iată, 3, 5, 7, 11, 13, dar nu neapărat toate, nu în ordine toate. 15 n-are ce cota. 16? 16... Ipar nu poate să fie prim, decât se împarte la 2. 16 se împarte la 2. Măcar la 2 se împarte, dar mai are. Ai putea mai să-i vezi pe toți divizori? Hai să vedem pe toți, că e important să-i vedem. Divizorile 16 sunt 1 și 16. 2. Apoi 2. 8. 8. Ai zis bine. Imediat poți zici 2 și 8. 2 și 8. 16. Altul. 4. 4, sigur. Dar aici este 4 ori 4. 4 acesta este și un număr foarte deștept. Fiindcă 4 ori 4 nu le pot pune încă o dată pe 4. Da. Nu, nu, că într-o mulțime nu se repete elementele. Deci, aici s-a întâmplat o chestie nemaipomenită, că 4 ori 4 face 16. Da? Și aceste numere, cum e 16, are o calitate extraordinar de importantă, aceea că se găsește cineva care mulți cu el însuși, cum e în cazul nostru 4 ori 4, și fac 16, deci se găsesc două numere egale care mulțite între ele se facă 16. Și acest număr se numește pătrat perfect. Pătrat. Pătrat perfect. Pătrat perfect, da.
Sigur că am uitat și la nou, mi-a atrage atenția că la nou am uitat să vorbesc de asta, dar mi-a venit în minte acum să spun chestia asta, dar o să ne mai găsim pe traseu. Da. Nouă nu l-am, că numere prime aici. Numere pătrate, dacă îmi construiesc cu altă linie, poate ar fi interesant să văd, mergem simultan. Cred că este foarte bine că tot facem studiu. De ce nu ne-am prinde și pe numerele pătrate perfecte? Uite așa, Măriuca. Hai să dedesubt, eu am să scriu aici pătrate perfecte. Pătrate. Și perfect. La 4 ar avea pătrat perfect. Bravo. 2 ori 2. Și 2 ori 2, sigur că, adică 4 este pătrat perfect. Da? Pătrate perfecte. Și aici tu ai spus bine, 4 este, pentru că de dedesubt poți să spui 2 ori 2. Apoi, și 1 este pătrat perfect, dacă subînțelegem așa în culise. Deci 1, fiindcă e 1 ori 1, pot să zic și asta. Apoi 9, Măriuca. 0. E 3 ori 3. 0. Și mă întreb dacă 0, nu? 0 nu-l socotim pătrat perfect. Nu, e 0 mulțit cu cine face 0 tot timpul, nu. E rotund perfect. E rotund perfect, da. De la felul în care se deranja, cum se scrie, da? Mergem mai departe. Ai zis tu mai devreme că ar fi, am discutat acum 16, e pătrat perfect? Că e 4 ori 4. Și hai să ne continuăm studiul acesta. Interesant este. După ce am văzut 16, 17, ce părere ai despre divizorii lui 17? E prim. E prim că e numai 1 și 17 și nu mai am altceva, nimic de adăugat, deci este un număr prim, îl trec pe linia numerelor prime, 17. Mergem mai departe. Uite ce am făcut așa. Am făcut. Ce? E să nu poate. Am șters, tu nu să nu faci ca mine. Deci e 1, 4, 9, 16. Sau poate e bine să trec un pic mai jos. Da, din cauza asta. Ok, deci trebuie să șterg acum și să scriu mai jos. Pe caiet, da, ok. Deci da. Mai jos. Deci numere prime. Pătrate perfect. Perfect. Te. Și acestea sunt 1, 4, 9, am spus, 16 și continuăm studiul nostru. 17 am văzut, 18 mă ridica. 18 nu e prim. Care ar fi divizorul 18? Poți să-i spui? Improprii 1 și așa. El însuși. 1 și el însuși, 1 și 18. Și după care? 2. Cei proprii 2? 9. 9. Atât. 2 și 9, că 2 ori 9 fac 18, altceva nu m-am ce spune. Pare-mi atât? Mai tu unul? Da, 2. Care? 6 și 3. 3 și 6, sigur că da. 3 și 6, să nu mă lași așa, că să greșesc. Ai văzut? Dacă ar fi fost Mihai aici, spune nu. Nu? Așa. Mergem mai departe și zicem la 18, am văzut, 19, Mărica. Scuze, facem cu Mihai. Să-l întrebi Mihai acum. 19.
Ce fel de număr este? E prim. E prim, sigur că da. Numai unul și el însuși. 19. Apoi? 20 nu e prim. 20 nu e prim? Care ar fi divizorul lui 20? Se scrie pentru că e și o antrenament ca să-i pune pe... Deci 1 și 20 sunt cei improprii. 1 și 20 improprii. Da. Zece și doi. Uite cum te-ai sfătuit să faci. Întreb imediat. Cât ori cât fac 20? 10 și 2. Apoi. 45. 45, corect. Ca să-i punem pe amândoi deodată, să nu mai pierdem timp. Atât. Atât. Da? Ăștia sunt. Corect. 21. 21. 1 și 21, cei improprii, la care adăugăm 3 și 7. Corect. 22. Nu e prim. Are pe cei improprii știm, dar proprii se scrim. 2. Deci 1 și 22. Apoi? 2 și 11. 2 și 11, sigur că da, Măriuca. Iată că 11 care era număr prim, uite ce chestii putem observa. 11 care era număr prim poate să fie un divizor a altuia, a lui 22. La fel ca 2, 3, 5, 7. Deci noi acum am descoperit un lucru. Când cineva ne dă un număr și trebuie să cercetăm dacă el este prim sau nu, trebuie să încercăm. Bine ar fi să găsim și niște șmecherii. Când se împarte la 2, când se bate la 5, la 3, la 4, la 9. Și pe urmă când nu mai putem și nu mai putem, începem să-i căutăm pe divizorii improprii. Adică să facem împărțirile. M-ai făcut aici 22 împărțit la 11 și merge de două ori. Foarte tare. Dar e o observație care merită să o reținem. Nu știm noi ce ne oferă, să spunem, exercițiile care vor urma. După 22, 23, ce părere ai? 23. Prim. E prim. Că tabla mulțirii nu-ți spune ție cât ori cât să facă 23. N-ai nimic. Niciun mesaj, da? Deci 23 este număr prim pentru că uite cum faci de acum. Trebuie să ne gândim așa. La 2 nu se împarte 23. La 2 nu. La 3 nu se împarte. La 5 nu se împarte. La 7 nu se împarte. În concluzie, începem să le urmărim ca divizori pe ăștia din urmă pentru celelalte. Deci asta e tehnica ca să stabilim că 23 te ajută tabla mulțirii. E drept ca să dai până, să spun, la 100. Dar de acolo înainte trebuie să luăm pe ăștia din urmă ca divizori. O să vedem exact ce se întâmplă. 23 ai avut dreptate, nu are alți divizori proprii. Mergem la 24. Ce părere ai la 24? Divizorul 24? 24 nu e prim. Nu e prim. Ce divizori are? Hai să vedem pe toți. 1 și 24 sunt cei proprii. Prim. Da. 3, 8. 3 și 8. 4. Corect. 6, 4. 6, 4. Ai zis bine. Și 2 și 12. Da. Și 2 și 12. Eu am știut că se împarte exact la 2, pentru că 24 are ultima cifră 4. Și ori de câte ori la ultima cifră este cu pară, se împarte exact la 2. Mm-hmm. Este o șmecherie, trebuie să o ținem minte pe asta, da? Un număr, orice număr care are la sfârșit 0, 2, 4, 6 sau 8, se împarte exact la
La 2. Dar până la ce număr ne oprim? Până la ce oră? Până la ce număr ne oprim? Număr. Ah, păi da, eu vreau să găsim șmecherii în timpul ăsta. Că dacă ne aruncă cineva un număr, așa, pe 4735 și spune, ia studiază tu dacă ăsta e prim sau nu. Știi că sunt egășiții de acestea în care avem nevoie de așa ceva. Nu-i întâmplător studiul care îl facem acum. Stai, zi din nou numărul? Deci, ți aruncă cineva un număr la întâmplare și tu trebuie să spui, este prim sau nu? Bine, și hai să luăm unul. Să luăm unul ca exemplu? Nu, dă-mi acum unul la nimereală. Tu îl dai, tu îl iei la întâmplare. Cu cât ai lei mai mic, cu atât șansele sunt mai bune. Dacă muncim foarte mult. Nu chiar mic, din două cifre. Nu, dar iar zi... tot trebuie să zic dacă e prim sau nu, nu? Da. Hai, ia-l din trei cifre. Dă-mi una atunci. Să dau eu? Da, dă-mi una și zic eu dacă e prim sau nu. Uite mai mare ca. 730-729. Să studiem dacă acesta este un număr prim sau nu. Nu poți să-ți dai răspuns, că nici eu nu pot să dau la întâmplare. Trebuie să încerc să studiez. Să zic așa. Mă, oare la 2 sunt parte? Nu. Nu. Că ultima la 3? La 3. Hai să vedem. Da. La 3, să vedem. Hai să vedem. 3 în 7. 2 ori. Da. 2 ori 3, 6. 1, 2. Deci 2 e 1 aici, coborâm pe 2. 2. Da. 4. De 4 ori merge. 4 ori 3, 12. Așa vreau să vorbești ca să fie filmul plin. 12. Coborâm 9. Da. De 3 ori. Gata. Gata. Ce spui? Mai este asta... Dacă are un divizor? Dacă... Nu cred, nu. Dacă are măcar un divizor? Dacă are măcar un divizor, atunci e prim. Nu e prim. Nu e prim, sigur că dacă nu e el unul și el însuși. Ci noi observăm că are... Mai ales dacă e unul par, atunci e ușor de răspuns. Dacă e ori par, sigur că ai răspuns de la început. Nu ai nicio... Deci eu trebuie... Hai să zicem așa, 121. Ia să vedem pe 121, ce părere ai? Deci asta, răspunsul. Hai că trebuia să dăm răspunsul. 729 nu este prim. Și din ce motiv? Și în paranteză poți să spui. Pentru că 3 îl divide pe 729. Nu? Așa scrie matematic. 3 îl divide pe 729. Sau altă formă de scriere, cum s-ar mai spune. 729 se divide cu 3 puncte la 3. Da? Se împarte la 3. Se divide cu 3. Hai să vedem pe 121 să-l studiem. Scuze. Alo, 121. Oare se divide la 2? Nu. Da. Nu, că la sfârșit are 1. Nu. Numai dacă ultimul... Uite, ca să te convingi, Măriuca. Pentru că când pornim algoritmul la împărțirea la 2, hai să vedem așa. Facem concret pe exercițiul ăsta ca să înțelegi bine. Deci, 121 împărțit la 2 se întâmplă așa.
Vorbește tu, din cauza că prima cifră e 1, trebuie să luăm două cifre pentru start. Da. Da. Și acum vorbește. 2 în 12? 2 în 12, 6. E 6 ori. 6 ori 2? 12. 12, nimic. Vezi? Aici poți să dea cât la împărțirea la 2? Ce rest poți să-ți dea aici când scădem? 0. 0 sau 1? Da. Da? 0 sau 1. Și până mai punem o cifră. Dacă ar fi fost 0, coborâm cifra următoare și urmează să conduci algoritmul. Dacă ar fi fost 1, dacă ar fi fost 1, în condiție că era 3 aici, ar fi fost 1, și când cobori cifra următoare, trebuie să fie pară, că numai așa cele două numere, numărul care se formează, se împarte exact la 2. Deci de aceea, ia să notezi tu chestia asta. Un număr se împarte la 2 dacă ultima cifră este pară. Scrie-ți în cuvinte, definiție, foarte important asta. Definiție. Un număr. Adică cumva rezultatul la care e rezultatul cu restul? Care ar fi rezultatul aici, că ăsta nu este, la 2 nu se divide, că de restul 1. În cazul nostru, nu? Uite, da. Aici, ca să terminăm ideea, tu ai faci foarte bine, acum ai atras atenția, despre 121 putem spune, fiindcă restul mi-a dat 1, putem spune că 121 nu se împarte. Ah, stai, 0 și restul 1, nu? Deci, adică scrie 0, 0 ori, sigur că de da, 0 ori se... și restul este 1. Și okay. Ideea clară este că 121 nu se împarte la 2. Exact. Sau că 2 nu este divizor. Nu se împarte exact, adică. Nu se împarte exact, da, nu se împarte exact. Sau astfel spus, 2 nu este divizor. 2... Uite cum fac asta, să scriu matematic. 2 nu este divizor. Tai așa. 2 nu este, parcă ar fi x-ul. 2 nu este divizorul lui 121. Și că nu este, se taie. Da? Asta e forma de scriere matematică. 2 nu este divizorul 121. Că la momentul în care ne apucăm să facem împărțire, vom avea rest. Și acum să punem ideea aceea care ți-am dat-o ca o definiție. Un număr se împarte la 2 dacă ultima cifră, cifră este pară. Dacă ultima cifră, adică cifra unităților, este pară, ce înseamnă să fie? Ce să fie ultima cifră? 0, 2, 4, 6 și 8. Deci ori de câte ori vei vedea că ultima cifră este 0, 2, 4, 6, 8, știi sigur că acel număr se împarte exact la 2. Ți-ai notat definiția asta? Da. Vreau să încadrez că asta este un rezultat extraordinar de deștept. Înseamnă că din la prima privire, când ți-ai aruncat privirea asupra numărului respectiv, spui dacă e 0, 2, 4, 6 sau 8, sigur se împarte. Dacă este o cifră la unități impare, nu se împarte la 2 și nu pierzi timpul. Vezi cât e de important ca să poți stabili ceva, o informație de asta te ajută foarte, foarte mult ca să iei decizii rapide. Se cheamă asta criteriu de divizibilitate la 2. Care e criteriul? Ultima cifră, ca să împartă la 2, ultima cifră să fie pară. Noi asta am descoperit aici și ți-am arătat de ce. Pentru că ultima dată când cobor cifra respectivă,
și faci împărțirea la 2, poate să fie numai ea, dacă aici restul a fost 0, sau poate să mai fie 1 și mai pui o cifră și faci un număr care se împarte exact la 2. Deci ăsta e motivul pentru care am fixat asta. Hai să ne întoarcem cu 121 ăsta, când doar am constatat că nu se împarte la 2. Dar noi trebuie să avem, să ne pronunțăm în final și să spunem dacă este prim sau nu. Deocamdată numai atât am spus, că nu se împarte la 2. Continuăm studiul. Să încercăm la 3. 121 să împărțim la 3. Împărțim la 3. Ia să vedem. Vorbește. 4. 4 ori 3, 12. Nimic, nimic. Așa. Coborăm 1. Coborăm 1. 4 în 1 nu se poate. 3 în 1. Nu-i bine, nu 4 în 1. 3 în 1. Nu cât, nu te duci la cât. 3 în 1. 3 în 1 merge de 0 ori. Asta spune. 3 în 1 merge de 0 ori. Nu mai am ce coboră. Ăsta e și restul. Și iată, o spunem foarte clar. 121 împărțit la 3 ne conduce la rest. Nu se face împărțirea exactă. Și atunci 3 nu este divizor. Deci rezultă că 3, hai să fac invers. 121 nu se împarte. Nu se împarte. Cele 3 puncte și le tai. Nu se împarte la 3, adică nu se împarte exact. Asta înseamnă. 121 nu se împarte exact la 3. Ca să nu scriem în cuvinte. Înseamnă că 3 nu este un divizor. Cine ar urma să intre în discuție acum? 5. Vezi, numerele primele încercăm. Ia să vedem. 121. Să încercăm să-l împărțim la cât? 5. La 5, corect. Te rog. 1 în 5 nu se poate. 2. Deci de 2 ori, 2 ori 5, 10. Hai, vorbește. 2, adică egal cu 2. Da. Coborăm 1. Da. Patru. Da. 20. 20, da. Rest nu. Deci rest 1. Ce părere ai? S-a împărțit exact la 5? Nu. Nu. Să zicem asta. 121 nu se împarte nici la 5. Nu putem opri cercetarea. Dar oare când s-ar împărți un număr la 5 din experiența noastră de până acum la împărțiri? Hai să ne gândim la numerele din tabla mulțirii. Hai să ne gândim așa. 10 se împarte la 5? Da. Uh-huh. 15 se împarte la 5? Uh-huh. Corect. 20 la 5? 25. 25, deci în 5 se termină tot timpul ca să împartă exact. Se termină în 5 sau 0? Da. Asta ar fi al doilea. Ca să nu mai pierdem timpul, că dacă știm chestia asta, nu mai pierdem timpul să studiem noi. Te uitam repede. 121 e 1, nu se împarte la 5. Pentru că ultima cifră nu e 5 sau 0. Deci a doua definiție, să o notez, te rog, acolo. Deci a doua definiție foarte importantă este asta. Deci definiția 2. Spune tu, când un număr se împarte la 5? Când ultima cifră se termină în 0 sau 5. Asta e un
Scrie, te rog, scrie și tu. Da. Reca, scrie, da? Un număr se împarte la 5 dacă ultima cifră 5 este ce ai spus tu că este cât? 0 sau 5. 0 sau 5. Foarte important. Deci am găsit al doilea criteriu. La 2 știu, acum la 5, nu mai pierd timpul la împărțirea la 5. Mergem mai departe, să mai vedem. Tot 121 să-l studiem, după 5, la cine ar trebui să testăm? 121. 7. La 7. Te rog. Odată. Odată, da. 1 ori 7, 7. 5. 5. Coborâm pe 1, 51. Și 49 ar fi cel mai aproape, deci 7. Deci de 7, 7 ori 7, 49, da. 2. 2. Gata. Fiindcă mi-a dat rest, la revedere. Spun, trag concluzia că acesta care l-am testat, adică numărul 121, nu se divide. Adică 7 nu este un divizor al lui. Nu este un divizor propriu. Și eu doar, asta vreau să văd, dacă descoper un divizor propriu, m-am oprit. Gata, spun la revedere, nu mai ești tu prim. Acum are șansă să fii prim în continuare. Ce să-i fac? Trebuie să mă duc cu studiu. 121 nu se parte la 7. Deci 121 nu l-are ca divizor pe 7. N-am niciun criteriu aici, n-am nicio socoteală, că la 5 a fost, cu 5 și 0 aveam din experiența, la împărțire, m-a descurcat, dar aici n-am nimic. Din păcate. Hai să vedem la 11 acum. Să studiem pe 121 împărțit la 11. 121 împărțit la 11. O dată. Merge o dată, corect. Rezultatul e 1. 1. Coborăm pe 1. Da. O dată. O dată. 11, nimic. Ei! Ce putem spune de 121? Că merge. Nu este prim. Care divizor? Pe cine? Pe 11. Iată, s-a dus la împărțire exactă. Fără rest. Deci, hai să spunem că 11 îl divide pe 121. Da? Asta înseamnă că 121 nu poate fi pus pe linia numerelor prime. Ba mai mult, din ce știu din teoremă, 121, din teorema împărțirii cu rest, 121 este egal cu cine? Cu împărțitorul 11, oricâtul, care tot 11, ce fericire este aici. Că e 11 ori 11, cum a fost la 9, 3 ori 3, 16, 4 ori 4. Ce fel de număr este acesta? Îl pot pune fără nicio emoție pe 121 că este ce fel de număr? Că nu e prim. Nu este prim, sigur, dar este pătrat perfect, Măriuca. Fiindcă el este scris ca 11 ori 11. Adică
prin el însuși. Nu cum, cum s-a întâmplat cu 9, cu 16, cu 25. Uite, merită să spun că este 5 ori 5. Cu 36, care e pătrat perfect. E 6 ori 6. Cu 49, care e pătrat perfect. Mai dăm mai departe tu. 64. 64, sigur că da. Altul. 81. 81, sigur că da. Alt pătrat perfect. 101. 100 10 ori 10. Da. Da? 100? 121, cum este acum, l-am descoperit până acum? Chiar acum l-am descoperit. Deci este formidabil. Studiul acestui număr mi-a spus că nu este prim, ba mai mult, e pătrat perfect. Iată că am aici lista pătratelor perfecte. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121. Ia să vedem, mai studiem încă un număr, Măriuca. Pentru că ți-am spus, e de o frumusețe rară să știm numerele prime, că acestea ne folosesc pentru a descoperi dacă altul este număr prim sau nu. Ai văzut cum am luat pe 2, 3, 5, 7, 11, 13? Până acum am găsit criteriul la 5, la 2. La 5 și la 2 avem criterii, cele două definiții. N-am la 3. N-am la 3 și eu, hai să spun că mi-amintesc din școală că așa când eram ca tine, profesorul meu mi-a spus că un număr se împarte exact la 3 dacă suma cifrelor se împarte exact la 3. N-am înțeles niciodată de ce e așa, dar hai să vedem dacă este adevărat. Dă tu un număr la întâmplare încât suma cifrelor, când le adunăm, să dea un număr care să împarte la 3. Mm. 180. Că 1 și cu 8 și cu 0 fac 18, da? Așa, dar 180 ăsta, ce părere ai? Care ar fi divizorii? Ai putea să scrii deodată divizorii lui 180? Da. Cei improprii 1 și... 180. Da. 2. 2. 60. 2 și... A, da, e 0 aici. Așa. Și dacă e 0, și cât mai merge? Și 5. Da. Că 2 ori 5 fac 10. A, și până noi putem să... 2 și 5 care fac 10 putem să tăiem o dată. Așa și mai doar 18 să vedem divizorii. Da, e foarte interesant. Bine observat. Deci divizorii lui 180 ar să fie așa. 1 și 180. Da? După ce aceia sunt improprii. 2 și... 2 și 5... nu, trebuie să iau așa cum ai zis tu cel mai bine. 2 și 90. 2 și 90. Că 2 ori 9, 2 ori 9 fac 18. Adică de 2 ori câte 90. Și așa mai departe îi completez tu pe toți. Dar era important să vedem dacă se împarte la 3. Că asta ne-am propus, nu? Că tu ai dat modelul acesta să vedem dacă se împarte la 3. Ia să vedem. 180 împărțit la 3. Te rog să faci împărțirea. 6. Da, hai să într-o poziție mai, că se filmează și filmul ăsta tata îl pune pe internet. Vreau să fie așa, că, na, cum ai fost la prima lecție, fără să ții mâna așa la falcă și să vorbești așa cu
cu toată forța ta. Deci 6, 6 ori 3, 18, da? Vorbește corect. Da. E egal, 0. 0. 3 în 0, de 0 ori. De 0 ori. Așa. Și în concluzie, nu am nimic rest, deci da, s-a împărțit exact. Mai dăm un număr care se împarte exact la 3, pe șmecheria asta, că cifrele adunate se facă un număr care se împarte la 3. Mm. Oare mergea și la 9? Nu știu. Ia să vedem. Deci, 180 împărțit la 9. Uh-huh. 9 în 18? Ar fi de 20. Deci 9, 2, 20 ar să facă, da? Vezi că se împarte exact. Da. 2, 9, 18 și 0 îl punem și într-adevăr face 20. Se împarte exact. A, deci și la 3 și la 9. Din ce motiv? Că 18, când am adunat, se împarte la 3. Și 18 se împarte și la 9. Dacă așa este treaba, să ținem minte acest criteriu care mi l-am amintit eu acum, că un număr se împarte exact la 3, când suma cifrelor numărului, în cazul nostru 1 și 8, 9, se împarte exact la 3 și atunci când faci împărțirea se va întâmpla sigur să fie așa și la 9 același criteriu. Că 1 și 8 fac 9, 9 se împarte la 9. Și deci asta ar fi cel de-al doilea criteriu. Și celelalte două. Dar hai să mai dau un număr eu. Eu dau la întâmplare. 739. Ia uite-te tu, oare se împarte asta la 3? Mm. 739. Zece și cu 9, 19. Și 19 se împarte exact la 3? Mm-mm. Nu, dacă ar fi fost 18. Și dacă dau până aici 8, deci în loc de 9 se pun 8? Atunci da. Deci atunci se împarte. Hai să vedem dacă este adevărat. Mărica, eu ard din nerăbdare să văd dacă șmecherea asta merge. Și pe urmă vreau să mă întreb de ce, cum i-a venit în minte, cum i-a venit criteriul ăsta în minte, mă? De ce i-a venit așa? 738, da. Este 738 asta. Și acum să ne împărțim la 3. Ok. De 2 ori. Deci, de 9 ori. 9 ori 3. De două ori. De două ori, așa, eu am înțeles greșit. 2 ori 3, 6. De două ori. Da. 1 de aici. Așa. 4. De 4 ori, 4 ori 3. Sau 4. Da, 12. Unos. Da. 6. 6. 5. 8. Bingo, așa cum ai spus. Nu, 5. Parcă așa se zicea la 6. Era un joc bingo la un moment dat, adică când era corect, iată, este corect, suntem încântați. Deci ăsta e un criteriu. Tu când vezi pe 738 și dacă se pune problema împărțirii, nici nu mai faci împărțirea. Spui, ăsta are divizor pe 3. Vă convingeți voi. Deci nu poate să intri în studiu pentru mine pentru a analiza dacă este sau număr. Deci avem la mână... 123 se împarte la 6. Cât? 100? 123. 123. E, dar a luat un număr la întâmplare, da? 123. Hai să studiem dacă e prim sau nu.
Hai să luăm la zic că nu e prim. E numărul tău. Merg cu el. Tu zic că nu e prim. Tu zici că nu e prim. Ia să vedem. 123. De ce spui că nu e prim? Pentru că dacă adunăm 1, 2, 3, de 6. Dacă fac 6. Da, deci ăsta nu se divide, se divide la 3 și tu spui așa, pentru că eu am găsit șmecheria că 1 plus 2 plus 3, suma cifrelor, fac 6, care îmi indică un număr ce se împarte, se divide la 3. Și ăsta e motivul și nu mai fac eu împărțirea. Asta înseamnă că acest număr... Ce să facem de probă să... Doar așa de probă ca să vă convingeți voi, dar cât privește studiul acesta pe care le fac eu pentru a stabili că e număr prim, spun nu este prim, pentru că are măcar pe 3. Și la revedere, văd de treaba mea. Ia să vedem. 127. Hai să studiem pe ăsta dacă este prim sau nu. Nu este prim. Ai divizor la el, da? Dacă ai divizor, spune-mi ce divizor poți să gândești. Dacă ai vreun divizor pe care să-l... La 10. Care să apelezi. La 2? 2 poate să fie? Nu. Nu? Că e 7 aici, la revedere, nu. 3-ul? 3, nu. 3, nu. Nici nu încape discuții. 4, 4, nici nu. Dacă nu mergi 2, nu mergi 4. Nici nu încerc pe 4. Mă gândeam la 5. Pe 5. Dar 5 merge? La sfârșit trebuia să fie 0 sau 5? Nu. Nu? 5, nu? Ei, 7 trebuie să studiez. 7 trebuie să fac. Trebuie să facem la mână împărțirea, că n-avem ce face. Zi. 7 în 12. Odată. Odată. 7. 1, 7, 7. 5. 57. 7. Opt. Opt, da. 56 ne dă. Da. Deci, 18 rest 1. Destul, gata. De 7 nu este în divizor. Adică 127 nu se divide. Asta e concluzia. Nu se divide la 7. Merge după următorul. 11 să vedem. Hai să vedem, 127 împărțit la 11. Să vedem dacă 11 e divizor. Bine, odată. Odată. Ne dă 1. Deci 11, restul 1, coborâm pe 7. Doar odată. Odată, 11. 6. 6. Uite, dacă erai atentă și șmecher așa cum vreau eu să fii, 121 este pătrat perfect, este 11 ori 11. Da. Și cum? 127 cu doar rămânea restul 6, că l-am mai mărit pe 121 cu doar cu 6. Era de așteptat, spui, nu vei fac împărțirea, fă-o tu, bubule. Că tu ești neatent. Eu mi-am dau seama că fac degeaba împărțirea. Restul 6. Dacă spunea și chestia asta că restul 6, ce mă bucuram tare. Că aveai argumente foarte clare. Mai am pe 121 care e aproape de 127, nu discutam. Așadar, acum trebuie să încercăm pe 13.
Deci 121, 127, să-l încercăm să vedem dacă 13 e un divizor. Deci aici concluzia ar fi că 121 nu, 127 nu se divide la 11. Și de aceea ne-a dus la 13, să-l studiem pe 13, dacă este sau nu divizor. Cam de câte ori să meargă. Primile două ori degeaba le iau, că 12 știi că e 13. Hai să încercăm de... Poate 3? Pe ori. De 8 ori, da? Da. Hai să vedem, 8. 8 ori 3. 8 ori 3, 24. Da. Ținem 2 în minte. 8 ori 1, 8 și cu 2, 10. 10. Se pare că trebuia să începem de 9 ori, că văd că e mic. Da. Ia să ducem de 9 ori. Nouă ori 3, 27. Uite, mă, se poate să meargă oare? 2. Da. 9 ori 1, 1 și cu 2, 11. 11. Nu merge. Rămâne 10. Deci... Mă încurajează că 7 asta la sfârșit, dar n-avea cum să fie. Dacă a fost 11, nu mergea. Dar de acum degeaba mai încerc eu și pe 17 și pe 19, când ajungem câtul să fie mai mic decât împărțitorul, ne oprim, că toate celelalte nu mai merg. Deci, Mărica, asta este o șmecherie pe care nu știe nimeni. Deci, în... Stai, repet-o din nou. Deci, când în studiul nostru, în studiul pe care îl facem, de a descoperi alți divizori, când ajungem la un cât mai mic decât împărțitorul, ne oprim, că degeaba mai studiem. Vezi? Mm-hmm. Care ar fi mai departe de studiat? 17, 19, dar vor fi din ce în ce mai mici aici. Și degeaba nu va merge niciodată. Că abia a mers la 11 cu 11 egalitate. De acum nu mai merge. Deci când ajunge să fie mai mic, nu mai munci, că muncești degeaba. Ia scrie chestia asta. Asta e o observație foarte importantă. Scrie tu în cuvinte. Zic cu voce tare ce scrie? Descrie așa. Când în șirul de împărțiri, în șirul de împărțiri, noi tot am făcut împărțiri. La cine? La 5, la 7, la 11. În șirul de împărțiri, în șirul acesta de împărțiri, ajungem la un moment, în șirul de împărțiri, când ajungem la un moment, la un moment dat, la un moment dat, în situația aceea cât mai mic decât împărțitorul, în situația aceea câtul mai mic decât împărțitorul, ne oprim când ajungem așa. Ne oprim că muncim degeaba. Nu va mai merge niciun. Ne oprim. Deci, concluzia este în clipa asta. Că 127 este număr prim. 127 este număr prim. Am muncit, ne-am spetit. Am muncit din greu pentru a stabili că este număr prim.
Deci a muncit din greu pentru a stabili că 127 este număr prim. Adică am făcut ce? Am luat toate posibilitățile și tot am urmărit. E la 5, la 2, la 3, la 5, la 7, la 11, la 13 și așa mai departe. Până când am ajuns la un moment dat la 13, iar făcând împărțirea la 13, mi-a dat câtul 9. Și câtul mai mic decât împărțitorul ne obligă să rămânem, să ne oprim și să spunem asta este clar, nu mai continuăm, că nu se mai poate orice altă împărțire. Irosim timpul. Irosim timpul, da. Irosim timpul că studiul s-a terminat. Deci din clipa asta, în mod sigur, toate celelalte împărțiri vor da cu rest. Și n-are rost să mai continuăm. Acela este număr prim. Asta este observația. Deci noi mergem până undeva la jumătate, cum a fost aici până undeva la 11, care ne-a condus cu un rest, restul 6, iar de aici încolo, 13, de la 13 încolo, nu mai merge. Este, dacă vrei, vârful lecției noastre, cel mai important lucru, acela că am prins niște șmecherii foarte, foarte tari astăzi. Aș vrea un pic, Măriuca, să încercăm să recapitulăm. Mai întâi am învățat despre numere. Nu, mai întâi am învățat despre divizori. Așa. După aia despre numere prime și foarte tare. Numere care nu sunt prime. Așa, numere prime și care nu sunt prime, da. Divizori, nu? Deci, și pentru a studia un număr dacă este prim sau nu este prim, a trebuit să ne facem o listă cât am putut noi. Noi ne-am dus până la 23, da? Și tu mă întrebai aici, oare până când vom merge? Este foarte important să știți. Am învățat și despre divizori proprii și improprii. Improprii și proprii. Da. Și numere pătrate perfecte. Da. Da, și pătrate perfecte. Deci foarte importante lucruri foarte, foarte importante am pus astăzi la punct. Deci noțiuni noi cu care te vei întâlni foarte repede în primele lecții, deci vei avea repede, dar știți ce se întâmplă la clasă? Ți se dau așa ca niște definiții, azi nu știi nimic, nu înțelegi nimic. Uite, nouă ne-au rămas scrite, eu rămân foarte, foarte surprins. De ce definiția asta? Cui o fi venit în minte? De ce dacă suma cifrelor se împarte la 3, sigur numărul acela se împarte la 3. Am să spun un lucru. M-am gândit ca elev foarte mult. Ca profesor am tot dat așa și mai ar m-am gândit. Acum aș avea curajul, aș încerca, poate pe mâine, te las și pe tine să-ți bați capul la chestia asta. Cum de-a visat cineva criteriul ăsta? Ar fi al doilea criteriu, la 3 și la 9, suma cifrelor se împarte exact la 3. Și am văzut că e deșteaptă ideea asta. Din ce motiv? La 2 am înțeles. La 2 am înțeles când în algoritm, acolo, când se coboară, ne-a fost clar. La 5 ne-a fost clar, că experiența toată care o avem, iarăși a fost bine. Dar la 3 și la 5, cui a venit în minte? La 3 și la 9. La 3 și la 9. La 3 și la 9 nu știu de unde ideea asta. Dacă o să facem, nu știu nici americanii. Nici americanii nu știu motivul. Poate o să te convingi dacă Ana știe motivul. Nici profesori, că doar și eu ca profesor, nu?
Am dat definiția asta fără să mă întreb cine a stabilit definiția asta? Care a fost motivul? Einstein. Einstein? Poate să fie Einstein, nu știu, dar n-am auzit asta. Așa mi s-a spus. Care era cel mai... Că era unul cu matematică în istorie. Nu tot cum îl chema. Micuțu Gauss, ăla cu sumele celea frumoase. Exact asta, ia să încerci tu să adun numerele la 1 până la 100. Hai, Măriuca, hai să faci chestia asta. Să adun numerele așa, uite ca temă. Și te joci. 1 plus 2 plus 3 plus puncte, 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 plus până la 100. Bine. Să vezi cât este egal. Deci să adun numele 1 plus 2 plus 3 plus... Că spun o povestioare foarte interesantă cu acest micuț Gauss. Era prin clasa a întâi, a doua, așa. Și odată învățătoarea avea din plătiți. Am mai povestit parcă întrebarea. Da. Da. Și cu Teo. Și el a dat răspunsul. A pus pe tăbliță răspunsul rapid. Și ce m-ar interesa pe mine să te strădui să vezi cu cine este egal suma asta? Pune-l și pe Mihai să adună până la 10. Deci Mihai să adună de la 1 până la 10. Îi dau și lui treaba asta. Și cât e de încăpățânat și de determinat, el adună până la 20. A, dacă faci și adună până la 20, este neamaipomenit. Tu trebuie să te străduiți să faci până la 20, până la 100 și să descoperi câte ceva. Oricum, rămân două lucruri care mă frământă foarte tare. Cui a venit în minte și care e motivul? Că dacă se întâmplă cifrele astea adunate, și dă un număr care se împarte exact la 3, apoi numărul acela se împarte sigur la 3 și valabil și pentru 3 și pentru 9. Vrei să încercăm să rămână astea până mâine când ne întâlnim? Să vedem cui vine în minte răspunsul la întrebările acestea. Și dacă tu descoperi motivul, după aceea aș vrea să stăm de vorbă și să explici și lui Ana. Să vezi, să te convingi tu că nici Ana nu știe motivul. Poate știi criteriul. Că l-o fi învățat de la Fidat Adi și cu mamica cu Aura, dar nu știu motivul. Cui a venit în minte și de ce se întâmplă chestia asta, fenomenul ăsta? Pentru mine este o surpriză maximă. Cine, cum și în ce fel o stabilit asta? Ce crezi, reușim? Sperăm. Mie mi s-a întâmplat așa, am mai povestit. Când mă frământ câte o problemă, eu visez noaptea. Și a doua zi am răspunsul. Eu mizez pe faptul că în noaptea asta voi avea șansa să visez ca mâine să pot să dau răspunsul. Că eu mi-am ridicat o problemă foarte grea. În clipa asta nu știu exact motivul. Dar sper să mă descurc. Filmul ăsta îl vreau ca tate să-l pună, pentru că a fost un film foarte interesant, cu multe lucruri. Am găsit criteriile când se împarte la 2. La 2, ultima cifră. La 5, când ultima cifră e 5 sau 0. Și am văzut cum anumit, pentru a studia un număr că este prim, îl luăm cu toți ceilalți divizori din urmă. Cum l-am luat la 5, la 7, la 11 și la, cum a fost 227. Și abia când ajungi la un moment în care câtul e mai mic decât împărțitorul, ne oprim că gata, ne putem pronunța. Este număr prim. Adică 127 ăsta poate să fie pus pe lista numerelor prime. De ce e foarte important să știm numerele prime, Mărica? Noi ne-am oprit la 23. Știi ce ne-a urmat pe asta? 24. 24 este număr prim? 24 este. Nu este. Nu este. Care e pe 4? Care se împarte la 2? 25? Nu este. Nu e, că e la 5. Măcar la 5. 26?
Nu este. Că se parte la 2. E 6 la sfârșit. 27. Nu este prim. Nu este prim, că 27 e 3 ori 9, nu? 3 ori 9, are pe 3, că e 12 cu 7. 28? Nu e prim. Nu e prim. 29? Este. Este, că în tabla înmulțirii nu spun nimic cât ori, cât să facă 29. Iată că după 23, următorul e 29. Să încerc să completez și lista numerelor prime până la 100, că ele sunt de mare folos în lucru. Ne trebuie. Deci după 23 ar fi 29 și celelalte care le mai descoperi tu. Măruica, ne oprim aici și spun că din nou am făcut o lecție foarte, foarte frumoasă, interesantă, cu criterii de divizibilitate. Numere, de ce înseamnă divizor? Ce înseamnă divizor propriu, impropriu? Numere prime. Da, ce pătrate perfecte. Cum studiem când cineva dă așa un număr, spune: "Vezi tu, este prim sau nu?" Și tu trebuie să începi studiu pe el și să analizezi cu foarte multă atenție. Deci lucruri foarte, foarte interesante. Dar ce am constatat? Trebuie să meargă foarte bine împărțirea, nu? Că dacă știm să facem împărțiri, ai putea să studiezi dacă un număr este prim sau nu, fără să știi să faci împărțirea? Nu se poate. Nu se poate. Deci numai lucrând, știm să facem acestea, continuăm să facem mai departe. Dar tu mă poți întreba acum, dar de ce trebuie să știm și numele prime, care sunt prime și care ne folosește la ceva? Mă poți întreba, are rost să fac asta? Este de folos? Da, nu întâmplător facem așa. Noi construim, punem ca la zidirea unei case, punem cărămidă peste cărămidă, cărămidă peste cărămidă, dar în varianta asta în care facem noi lecțiile, puse așa cum face tata, ele vor fi de folos și pentru profesorii care predau. Pentru că, din păcate, profesorii o fac în varianta lor cu niște definiții acolo, le aruncă pe tablă și copiii nu înțeleg nimic. Deci, lecțiile noastre vor fi ca o modalitate pe care ei o vor folosi, iar acum, nu știu, n-ai urmărit tu, se încearcă foarte tare ca să-i putem pregăti și pe profesori. Deci, da, ca și ei la rândul lor să vadă cum trebuie predată lecția. Pentru că, Mărica, voi, în general, trebuie să înțelegeți un lucru. Voi nu aveți nicio vină că nu știți niște lucruri. Nu știu cum să vă predea, cum să vă facă să înțelegeți. Tot secretul ăsta este. Așadar, noi lecțiile acestea, care le facem una după alta, construite în varianta profului online, vor fi model și pentru profesorii care vă vor preda vouă. De aceea ne ținem de lecții zi de zi și nici nu știi ce. Construim videomanualul pentru clasa a 5-a la predare, a modului în care trebuie să predate lecțiile. Și se merge pe ideea ca pe profesor să-i putem pregăti, repet, așa guvernul a ajuns la concluzia asta, că și ei la rândul lor trebuie să ajutați ca știi cum să predai ceva ca să fii înțeles, este o mare performanță. Așa că ne oprim aici și ce să spunem? La revedere și, dragilor, când, de îndată ce apare lecția, voi să o puteți urmări. Tati să facă cunoscut, cum știe să facă și pe la ceilalți, că cât mai mulți copii, cu atât mai... După ce închid înregistrarea, putem să mai vorbim? Da, cu drag. Bine. Închid acum? Da. Bine. Bine.